Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Incendiul la Runcu. Transport ilegal de porci în Vâlcea. Programul evenimentelor de 1 decembrie. O casă din comuna Gorjană Runcu a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit salvatorilor, cauza probabilă a incendiului o reprezintă focul deschis folosit în spații închise. Pompierii s-au mobilizat și au intervenit cu auto specială de stingere cu apă și spumă. La fața locului s-a deplasat o auto specială de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, echipajele constatând că incendiul se manifesta într-una din camerele casei. Pompierii militari au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Cauza probabilă o reprezintă jarul sau scânteile căzute dintr-o sobă. Pagubele nu au fost estimate. Un tânăr de 15 ani din municipiul Târgu Jiu s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști cu 700 de articole cu conținut pirotehnic pe care intenționa să le comercializeze. Este vorba despre 600 de petarde și 100 de artificii. Toată marfa a fost confiscată. Polițiști din cadrul biroului arme, explozivi și substanțe periculoase, împreună cu polițiști ai Serviciului de Ordine Publică, au acționat în baza planului de acțiune foc de artificii 2019 pe rasa municipiului Târgu Jiu, ocazie cu care au identificat un tânăr de 15 ani din localitate care avea asupra sa 6 cutii cu articole pirotehnice conținând 600 de petarde și 5 cutii a câte 20 de articole pirotehnice pe care intenționa să le comercializeze. Cele 700 de articole cu conținut pirotehnic au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor de către polițiști. În cauza a fost întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. Comercializarea articolelor pirotehnice este permisă doar în apropierea anului nou. Un bărbat din Gorj care efectua ilegal un transport de porci a fost depistat în timp ce tranzita județul Vâlcea, mai exact pe raza orașului Horezu. Bărbatul transporta cu o auto-utilitare 15 suine de 15-40 de kilograme, pentru care nu deținea documentele legale de transport sau sanitar-veterinare de atestare a provenienței. În cauza, autoritățile au dispus confiscarea, eutanasierea și îngroparea animalelor în scopul prevenirii extinderii pestei porcine africane, precum și sancționarea acestuia cu suma de 10.800 de lei. În zilele și săptămânile următoare sunt așteptate schimbări la serviciile deconcentrate. Este vorba de principalele instituții cu atribuții în diferite domenii de activitate, dar și de instituții de control. Liberalii au început deja primele analize pe fiecare direcție și serviciu în parte. Cea mai rapidă schimbare de șef este de aștepta să se întâmple la instituția prefectului. Cel mai probabil, actualul prefect de Gorj, Cristinel Rujan, va fi înlocuit din funcție. Nu se știe care va fi soarta subprefectului Sorin Arjoca. O schimbare rapidă de șef ar putea surveni și la Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Mai multe ședințe ale acționarilor Complexului Energetic Oltenia sunt programate la jumătatea lunii viitoare la companie. Fostul primar își îndeamnă colegii să acționeze cu calm, responsabilitate și în concordanță cu realitatea politică. Cârciumaru a mai spus că liberalul Claus Iohannis a câștigat alegerile pe fondul unui vot de blam dat de electorat PSD-ului. Partidul Social Democrat va fi în continuare cea mai activă și fermă formațiune politică și va reacționa prompt ori de câte ori Iohannis și guvernul său vor fenta legile și Constituția țării. În pofida rezultatului din acest tur electoral și a frământărilor interne, PSD va deveni mai unit și mai determinat pentru recâștigarea alegerilor locale din 2020, inclusiv a celor parlamentare de anul viitor. Trebuie să recunoaștem cu toții că partidul trece poate prin cel mai dificil moment și trebuie să lăsăm ambițiile și interesele personale deoparte. Situația actuală din PSD necesită o analiză profundă și luarea unor măsuri ferme pentru a repune PSD în prim planul politicii românești. Se arată în declarația politică a senatorului. Diferența dintre Claus Iohannis și Viorica Dăncilă a fost de peste 30%. Social-democrații trebuie să fie și mai determinați pe eșicherul politic din România după pierderea alegerilor. Senatorul Florin Cârciumaru vrea ca partidul să strângă rândurile după eșecul de la prezidențiale.
Mihai Weber, președintele PSD, Gor și Cosmin Popescu, președintele executiv, au unas în mânecă în urma rezultatului obținut în alegerile prezidențiale. După cum se cunoaște, candidatul PSD Viorica Dăncilă a reușit să câștige alegerile în Gorj. Pornind de la acest lucru, Mihai Weber și Cosmin Popescu ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus la nivel central, consideră Viorel Caragea. Cei doi chiar ar trebui să se regăsească în structura de conducere a organizației centrale a PSD. Actuala conducere a PSD Gorj se află într-o poziție privilegiată, este opinia exprimată public de Viorel Caragea, fostul comandant al Inspectoratului de Poliție al județului Gorj. Restul evenimentelor organizate în mod tradițional de autoritățile locale se vor derula în cea de-a doua parte a zilei. Este vorba despre aprinderea iluminatului festiv și de mai multe spectacole susținute de formațiile Zdob și Zdub, The Dreamers și Trooper. De asemenea, aproximativ 2000 de porții de fasole cu ciolan vor fi pregătite pentru târgujieni. Legat de evenimentele de seară, tot de dimineață este deschiderea târgului de iarnă. Pe baza solicitărilor venite de la comercianți, am lăsat căsuțele exact pe locațiile actuale, pentru că anul trecut au spus că asta ar fi cea mai bună locație pentru ei ca și vânzători. La ora 17 încep concertele în piața prefecturii. The Dreamers este prima formație care va concerta, la ora 18 Trooper. La ora 18:55 va începe un moment susținut de către elevii de la Colegiul Spiru Haret, intonarea imnului de stat. La ora 17, la ora 19 se aprinde iluminatul ornamental. După care un spectacol de muzică susținut de Zdob și Zdub. Anul trecut, de 1 decembrie, pe scena amplasată în piața prefecturii a urcat Ina. Și în acest an, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, gorjenii vor putea asista la o paradă militară. Însă, de această dată, evenimentul se va desfășura în fața stadionului pe Bulevardul Constantin Brâncuș. Schimbarea se datorează faptului că, pe lângă pachetele cu dulciuri, primăria și-a propus ca în acest an să le ofere celor mici și cărți. Aproximativ 7000 de pachete au fost pregătite pentru colindătorii care vor trece pragul instituției. Acestea vor fi împărțite în perioada 17-19 decembrie. Înscrierile vor fi puțin mai devreme făcute, între 2 și 5 decembrie. De ce vă spunem acest, de ce v-am dat aceste date? Pentru că ne-am dorit să fie un cadou special. Nu o să vă dezvăluim surpriza. Pe lângă dulciurile și tot ceea ce primesc de sărbători, de cam și de la familie și de la alte instituții publice, de data aceasta ne-am gândit să le oferim și cărți copiilor care vor veni în funcție de vârstă. Deci vom avea pachete diferite. Iar datele pentru oferirea acestor cadouri, 17-19 decembrie. Deci 17, 18 și 19 decembrie sunt 3 zile în care în sediul primăriei, în acea sală în care am făcut și anii trecuți în sala de căsătorii, vom oferi aceste cadouri. Ne așteptăm la foarte mulți copilași și e vorba de 7000 de cadouri pe care le pregătim pentru copiii din Târgu Jiu. Și ne-am bucurat dacă s-ar înscrie cel puțin acest număr. Cei care vor să colinde primăria trebuie să se înscrie la sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș. La fel ca în fiecare an, primăria municipiului Târgu Jiu va primi grupuri de colindători. Atenție însă, cei care vor să colinde instituția trebuie să se înscrie între 2 și 5 decembrie. Telescaunul va fi pus în funcțiune pentru a deservi pârtia de sub vârful Păpușa. De asemenea, transportul pe cablu va fi disponibil și pentru cei care vor să facă drumeții în apropiere și să admire frumusețile din Rânca. Anul trecut, instalația nu a funcționat spre dezamăgirea cabanierilor și mai ales a turiștilor. Deși iarna se apropie, telescaunul de la Rânca a trecut de primele revizii, acesta a fost testat în vederea redeschiderii. Instalația a fost preluată de firma care administrează principalele pârtii din stațiune. Telescaunul va fi pus în funcțiune pentru a deservi pârtia de sub vârful Păpușa. De asemenea, transportul pe cablu va fi disponibil și pentru cei care vor să facă drumeții în apropiere și să admire frumusețile din Rânca. Anul trecut, instalația nu a funcționat spre dezamăgirea cabanierilor și mai ales a turiștilor.
Reabilitarea drumurilor Sătești și Forestiere sunt investiții importante pentru cetățenii din comuna Rungu, având în vedere că relieful predominant are caracteristici montane. Astfel că dezvoltarea comunei și îmbunătățirea traiului de zi cu zi al locuitorilor sunt principalul obiectiv al primarului Adi Câmpeanu. Și pentru că iarna bate la ușa, Adi Câmpeanu nu vrea să fie prins nepregătit de prima cădere de zăpadă și a început din timp revizia utilajelor de dezăpezire și asigurarea combustibilului necesar încălzirii pentru instituțiile din comună. În această perioadă continuăm să tragem cât putem de tare să finalizăm rigola carosabilă, rigola betonată din satul Dobrița pe drumul județean preluat de la Consiliul Județean ce traversează o parte din satul Runcu și satul Dobrița. Cred că aproximativ o lună de zile, să sperăm că ne mai permite vremea să lucrăm. Ne-am pregătit pentru sezonul rece, făcând revizia la toate utilajele din dotarea serviciului propriu cu care procedăm la dezăpezirea localității Runcu, și anume 6 utilaje de dezăpezire, revizie, s-au montat lamele de zăpadă, s-a aprovizionat cu material antiderapant, avem un stoc de 600 de tone de nisip, combustibil pentru utilajele aferente serviciului propriu al nostru, al comunei Runcu, aproximativ 2 tone de combustibil. Suntem în grafic, așteptăm vederile de zăpadă în așa fel încât să fim și în această iarnă, ca și în iernile viitoare, iernile trecute în slujba cetățeanului. Runcu este amenajat an de an unul dintre cele mai dure circuite de off-road din țară. Deși iarna încă nu a venit în mod oficial, autoritățile locale din Turburea sunt pregătite să întâmpine sezonul rece fără probleme. În ceea ce privește materialul antiderapant, acesta este achiziționat, iar dezăpezirea se va face și în acest an cu utilajele din dotare, la care deja au fost făcute toate revizile. Să zicem că mâine ar începe să ningă fără probleme pe raza localității și comuna Turburea este pregătită pentru acest sezon rece. Avem materialul antiderapant, avem utilaje, nu avem probleme vis-a-vis de toată chestia aceasta. Avem serviciu public, dar noi nu avem contracte cu firme, noi avem serviciu pe lângă primărie, serviciu public de gospodărie comunală al primăriei comune Turburea, care de aproape al 10-lea an de când sunt, care va fi de, în funcția de primar al comunei Turburea, și niciodată n-am avut contracte cu alte firme să facem aceste lucrări. Am dezvoltat acest serviciu de gospodărie comunal, să aibă și utilaje și să reușim să facem toate lucrările acestea cu ei. Prin aceasta s-au și creat locuri de muncă vis-a-vis la nivelul comunei Turburea. Iluminatul festiv a fost aprins anul trecut, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!